Da, Bianca, ți-a plăcut? Sincer. Sincer. Da. 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 Adică nu-i ceva rău. Mi-a plăcut și s-a văzut și sunt și materiale. Dumneavoastră, când a ieșit, am reacționat urât. Chit că am votat. Îți pare rău că ai votat-o? Da. Oricum, cred că votul tău nu schimba nimic. Da, dar îmi pare rău, mi-am votat. Hai. Sincer. Ne-am făcut o chestie, am mers cu ea până la capăt și după mi-a părut rău, dar nu mai contează. Sincer, eu... Chit că poate nu o să fie mic între mine și ea sau chestii, nu am nicio treabă, doar mi-a părut rău și atât. Ți-a părut rău pentru că ai plăcut-o? Da, ca persoană, ca prieten, normal, neapărat ca iubit sau chestii genul ăsta, nu. Pur și simplu, mi-a părut rău de ea că a plecat. Și în continuare susțin lucrul ăsta. Sincer, din cât am văzut în scurtele materiale... Adică o înțelegeam... Băieți, avem o nouă jucărie! Ce jucărie? O clepsidră pe care trebuie să o folosim. Cum o fu? 10, fix 10 secunde ți-au luat să urci scările. Nu mai cobor scările, că ai aripi acum. De la red. Ia uite, au. Fio, cum a fost acolo? E ceva diferit? Cu cine te-ai întâlnit? Oare? Cu tine deci tot cu mă. Cu Adelin, nu? Da, da. Cum a fost? Și cum e acolo? Nu, ceea ce e nou e că e o clepsidră. Ieși, mă, acolo și poate nu te mai întorci. Să vină Raluca. Vorbește. Du-te și vorbește. E șansa vieții tale. Fugi. Vorbește. Mai repede. Hai, Raluca, mai repede, că doarme băiatul acolo. A, ce mă puteam și eu. Scările alea. Bună. Raluca, îmi pare bine. Așa, serioasă? Raluca, îmi pare bine. Vreau să fac o zi. Ce faci? Ce faci? Te rog frumos să o faci jos. Ce să fac? Se întoși clepsidra? Las. Ce faci? M-am apucat să fac de mâncare, doar pentru mine de data aceasta. De ce? Că mi-e foame. Și de ce doar tu mănânci? Păi băiții, am mâncat omletă de dimineață. Tu ce fac? Eu o să fac un risotto. Așa? Cu legume transe la tigaie. O salată cu rucola, salată, roșii, castraveți, porumb și un pic de brânză. Și o vită trasă la tigaie în sos de puterea dragostei. Oricum o să fac și pentru tine. Cum se pare relația noastră? Ce simți în momentul naturală. De față? Naturală. Și ce simți? Că stau pe canapea. Nu, eu mă simt foarte bine cu tine. Te simți forțat? Nu. Niciodată. Ce simți? Nu pot să explic ce simt în cuvinte. Mai mult prin gesturi. Că azi, fetele, vorbeam de tine. Și? Și de relația noastră. Și le-am zis că eu nu am încredere în mine și că mi-ar fi foarte frică să te pierd, știi? Și că ele mi-au sugerat să vorbesc cu tine și să te întreb pe tine ce simți și să-mi zici tu. Să nu-mi fac tot felul de părere și filme. Nu trebuie să-ți faci filme. Și ți-am zis că eu chiar vreau ceva cu tine. Și trebuie să ai încredere. Dacă n-ai încredere în tine la început, trebuie să ai încredere în mine. Îți dau eu de la mine. Da? Ai văzut că mereu îmi par cu tine chestii. Îmi promite asta, ai încredere în mine.
Ha? Bine, am un minun om. Trebuie să ai și în tine. Mai pot decât. Dar asta în timp. Că n-ai cum să te schimbi așa după... Să nu înțeles greșit să te schimbi. Să încerc să dezvolt încrederea exact. În mine. Nu pot. Încă. Ne, trebuie n-are nimic. Ești perfect așa cum ești. Și frumos. Și broker ca mine. Vrei să-mi lași urmă? Da. Să-ți las semne. Încânti astăzi dacă venim în casa voastră? Da. Promiți? Și mă înveți să cânt și eu. Te învăț. Ce mă înveți? Ce-ți place ție, Fiurelis? Fiurelis. Dar vezi că e cam greu. Ce înseamnă Fiurelis? Pentru Eliza. Pentru Eliza. Da. Fiur la rus. La rus. La rus. Pentru Raluca. Fiur? Raluz. Te las. Să ai o zi bună. Să ai o zi bună, dar zici că nu ne mai vedem. Mai vedem, dar să ai o zi bună până ne vedem. Bine. Hai, mă. Să gătesc. Dă-ți-o pup. Nu. Hai, ca. Ai spus că nu ai înșelat. Nu 100%. Am spus că mă simt capabil să nu fac asta. Nu, când vorbeam de înșelat, de parcă ai spus că nu da, ai. Da, eu mi-am dovedit mie că atunci când am avut o relație serioasă, nu am înșelat. Am avut o singură relație serioasă și în aia n-am înșelat. Și ai mers de corect. Da. Nu, dar adică chiar te cred, nu trebuie să... Nu la fel, 25 de ani n-am înșelat niciodată. Nu? Băi, sincer... Mă jur, poți să vii cu Biblia în față, cu tot. Eu am avut alte carențe. Nici o încercare, o... Nic. Eu m-a prins o relație serioasă la o vârstă destul de mică, cu o femeie mult mai matură și mult mai specială decât mine și am avut carențe. Și s-a spus și copilăria, s-a spus și tot. Singurul lucru care l-am făcut, ne-am înșelat, dar restul cât de idiot Pane, am fost. Tu ai înșelat? Dar știi de ce chestia asta la mine? Da. Știi de ce chestia asta la mine? Înșelat. Că dar... Principiul bază la mine, să zic, viața mea, ca să... este să nu faci altcuiva ceea ce nu vrei să-ți facă. Și eu nu vreau să fiu înșelat. Și efectiv nu pot să înșel. Bine, tu, Raluca! Ia uite cum coboară. Acum pe scări, așa-i? A? E bine? A, da. M-am calmat. Gata, te-ai calmat? Ți-am zis să vorbești. Termină, domnișoară! Auzi, azi mi-a plăcut cum ai cântat face Fiurelisa. Fiureliz? Azi da, am ști ce înseamnă. Am ce înseamnă. Pentru Eliza, Fiura Luz, pentru Raluca. Auzi, Ralu? Unghiile de la picioare le-ai moștenire. Unghiile de la picioare sunt moștenite. Da. Sora mea tot timpul zice că am picior de cal. Nu mai face asta. Capul. Nu mai fac să mă mai scarpin în și cap. Cum a fost? Spune. Nu mai face asta așa, să stai în aerul ăla. Că la noapte eu stau lângă tine. Spune ce ți-a zis. Sunt foarte curioasă. Că am zis, uite, am vorbit cu fetele și azi dimineața m-am apucat de plâns și n-am știut ce simt, că nu sigură de sentimentele care le-ai față de mine, că n-am credere în mine. Au zis că dacă n-am credere în mine, măcar să am încredere în el. Deci când aud alarma aia, am emoții, deci. Că n-am de ce să am emoții, că lui îi place de mine, au zis că mă adoră. Pe tot n-am zis, cum face el bajocură. Că au zis că e o broker. Face mai... Eu mă descurc așa cu Caterinca și am zis, nu știu ce mă vezi să zic și eu cu gura și ne-am apucat amândoi de râs că o să ne descurcăm în viață, ca și cum eu fac de prost din știi. Ne-am apucat amândoi pe un râs, că am zis, Doamne, te rog să nu pui asta la televizor. Nu. Și ce-am mai zis? Am zis, Fran. V-ați pupat? Da. Mult? Puțin. Da, mult? Mult.
Stefania, te invit în camera roșie. Strigă, Adeline. Ai făcut record. Dar poate să fie mai rapidă. Ai făcut record. Adeline, Adeline. Wow! Vedeți că v-am văzut! Ce fete consideră că au o relație în acest moment? Mâna sus! Da! Cu cine ai o relație? Cu Amore! Te-ai speriat? De ce nu spui nimic? Pentru cine este inimioara? Pentru Ștefan și pentru Mădălin, că sunt două.